Domnilor, domnișoarelor și domnilor, acum un an de zile, pe 19 mai 2018, în Piața Unirii din Focșani, avea loc prima ediție a proiectului Vrancea în Mișcare, organizată în exclusivitate de către profesorii de educație fizică și sport din Vrancea, împreună cu minunații lor elevi. Astăzi, la un an de zile, 19 mai 2019, suntem în Crângul Petrești din Vrancea, pentru ediția a doua a proiectului Vrancea în Mișcare. Din nou împreună, profesor de educație fizică și sport și elevi. Înainte de demonstrațiile și activitățile propriu-zise, permiteți-mi să îi dau cuvântul domnului inspector general școlar Aurel Șelaru. Bună ziua! Nu se aude! Bună ziua! Vrancea e aici? Nu se aude! E aici Vrancea? Și din coace? Bună ziua! Bine ați venit la cea de-a doua ediție a activității Vrancea în Mișcare. Voi, dragi elevi, și noi, profesori de educație fizică, știm să facem lucrurile bune. Știm să facem lucrurile împreună, pentru voi, cu suflet. Vedeți voi, începând de la clasa pregătitoare și până la liceu, ce este cel mai important? Educația fizică! Ce este cel mai important? Mișcarea! Dragi prieteni, ne-am adunat aici în Crângul Petrești o locație deosebit de frumoasă și vedeți voi că Dumnezeu ține cu noi. Dacă până ieri, dacă până aseară aveam cod nu știu de care de vreme rea, astăzi, după sufletul nostru și după sufletul vostru, soarele este prietenul cui? Nostru. Ce ne dorim? Ne dorim să demonstrăm ceea ce facem noi mai bine și o facem la Focșani, la Nerejul, la Vintileasca, peste tot în acest județ. Eu vă mulțumesc foarte frumos, nu vreau să vorbesc până de seară pentru că avem de treabă. Vreau să vă spun așa, să rămâneți la fel de frumoși, să rămâneți la fel de sănătoși, să fiți prieteni cu profesorii voștri, și invers, colegii noștri profesori să fie prietenii voștri și nu uitați că împreună putem face lucruri frumoase. Mulțumesc! Și în continuare o să dau cuvântul domnului primar al municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Miseilă. Bună ziua copii, Hristos a înviat, bună ziua doamnelor și domnilor profesori. Mă bucur că e o zi atât de frumoasă, o zi specială pentru dumneavoastră, pentru noi toți, pentru că asta trebuie să fie doar o activitate de exemplu, dar în fiecare zi ar trebui să facem cu toții mișcare, pentru că numai prin mișcare, prin sport, putem să ne menținem corpul sănătos, mintea sănătoasă. Așa este? Bravo! Noi întotdeauna am sprijinit sportul și știți foarte bine că avem rezultate extraordinare în ceea ce înseamnă sportul de echipă, sportul individual. Clubul sportiv municipal 2007 Focșani, iată că a obținut anul acesta câteva performanțe deosebite și aș vrea să remarc doar o singură performanță a colegilor voștri de la liceu cu program sportiv, care, iată, la echipa de basket Under 16, anul acesta s-a calificat în semifinalele Cupei României la basket. Și dați-mi voie să... De asemenea, astăzi, o altă activitate extraordinar de frumoasă și de importantă a avut loc în municipiul Focșani, de fapt, în acest weekend, este vorba de buvi. Iar marele premiu, haideți să-i aplaudăm cu toții, pentru că marele premiu a fost câștigat de elevii de la Colegiul Național Unirea, cărora le spunem felicitări. Deci mișcarea, cititul și
Așa cum spunea domnul inspector general adjunct, relația directă și prietenoasă cu profesorii și cu părinții pot face din voi ceea ce ne dorim cu toții. Să fiți frumoși, tineri și sănătoși. Vă doresc succes în toate activitățile și pentru că se bate la ușă vacanța, vacanță plăcută, da? Sănătate multă! Și vreau să vă mai spun două lucruri și anume, să știți că domnul primar a venit cu bicicleta, să știți că domnul primar este prietenul nostru care iubește sportul și iubește educația. Țin să vă mai mulțumesc dumneavoastră, dragi elevi, domnilor profesori, Decathlon, școlii sanitare, Hipocrate. Ia uitați-i ce frumos sunt aici, toată lumea, mâinile sus, Hipocrate! Mulțumim de asemenea primăriei municipiului Focșani, mulțumim Consiliului Județean Vrancea, mulțumim Poliției Române, da? Ați văzut acolo peste drum, avem un echipaj, Jandarmeriei, Poliției Locale și mai avem cuiva să-i mulțumim? Și mulțumim că sunteți aici! Domnule profesor, unde sunteți să continuați moderarea? Așa cum v-am rugat frumos, jumătate de formație se deplasează spre dreapta, jumătate de formație spre stânga, deschidem locul pentru demonstrații. Încă o activitate foarte frumoasă, campionatul județean pentru elevi nelegitimați, pentru care Consiliul Județean ne-a acordat o sumă considerabilă, 45.000 de lei, pentru premierea acestei competiții. Mulțumesc și eu colegilor mei, vă mulțumesc, dragi elevi, fără de care n-am putea să facem asemenea activități frumoase. La fel ca domnul primar, vă urez vacanță plăcută pentru că urmează și nu uitați ca în fiecare zi să faceți un pic de mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Nu în ultimul rând și ultimul lucru pe care îl spun, îi mulțumim domnului președinte Marian Oprișan pentru tot ceea ce face și pentru activitatea noastră. Și acum prima parte a demonstrației, așa cum vă spuneam, trupa Eagles din Panciu, coordonată de doamna profesoară Oana Ioan. Yeah.
Elevii ai liceului Ioan Slaviș din Panciu, coordonați de doamna profesoară de educație fizică și sport, Oana Ioan. Și acum urmează trupa de majorete a Colegiului Național Unirea din Focșeni, proaspătă campioană națională la campionatele naționale de la Cluj, la secțiunea majorete show, coordonate de doamna profesoară de educație fizică și sport, Carmen Grosu. Se pregătește următorul moment, Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică din Focșeni. Acum, Colegiul Național Unirea. Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică din Focșeni. Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică din Focșeni de-abia a sosit acasă de la campionatele naționale de la Arad, unde au obținut de asemenea multe, multe medalii, așa cum fac de altfel de obicei.
să le urmărim pe gimnastele de la CSZ Gimnastică, antrenate de colectivul de antrenori și antrenoare, format din doamnele Mirela Danțiș, Daniela Trandafir, Iana Gogancea, Doinița Vulcan, domnii profesori Danuț Vulcan și Florin Roșioru. CSZ Gimnastică Bocșa. Ediția proiectului Vrancea în mișcare. Astăzi se împlinesc și 90 de ani de la înființarea în România a primei facultăți de educație fizică și sport. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în rândul corpului profesional de la Clubul Sportiv Șural de Gimnastică, trebuie să menționăm și pe domnul profesor Stoica Cezar, care are foarte multe gimnaste deja prezente și la loturile olimpice de gimnastică ale României. Tot colectivul profesional și toate fetițele de la gimnastică merită încă o dată aplauzele dumneavoastră la scenă deschisă. Mulțumim CSZ Gimnastică Bocșan și trecem din nou la trupa Eagles din Panciu. Vânturii din Panciu au aterizat la Crângul Pătrești. Trupa Eagles, coordonată de doamna profesoară de educație fizică și sport, Oana Ion. Thank you.
21 mai 2019, Colegiul Național Pedagogic Spirul Mare din Focșani va împlini frumoasa vârstă de 150 de ani. Anticipat, împreună cu dumneavoastră putem spune la mulți ani Colegiul Național Pedagogic Spirul Mare din Focșani, care ne va cânta acum cu această minunată echipă de dansuri populare, coordonată de doamna profesoară Ioana Paizan. Ne pregătim că va urma flash mob-ul la care vom participa cu toții. Thank you.
aplauze pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Arete din Focșan, care marți pe 21 mai 2019 va primi 150 de ani. La mulți ani, Colegiul Național Spiru Arete. Și acum revenim la Fetno. Fetno Focșan vă invită la mișcare prin fitness și aerobic pe melodii tradiționale românești. Aici Vrancea. Ora exactă. Haideți, G!
A trecut toți dansa, părinți, elevi, profesori. Pentru a face mai multă mișcare, pentru a face sport, Francia în mișcare, pentru educație fizică și sport. Ne dorim, vrem mai multă mișcare, mai mult sport. Și în școală, și în afara școlii. Gândim, ne bucurăm aici în Grângul Petrei din Franța. Elevi din tot județul Franța, alături de profesorilor de educație fizică și sport, împreună cu părinții. Este un triunghi echilateral al dorinței pentru mișcare, pentru sport, pentru exercițiu fizic. Cu toții trebuie să ne gândim în fiecare zi la mișcare, la exercițiu fizic. Și în școală, și în afara școlii. Franța în mișcare, ediția a doua, 19 mai 2019. La mulți ani! Toată lumea dansează! Pe loc! În horă! Nu vă opriți! Un proiect al profesorilor de educație fizică și sport din Franța. Franța în mișcare! Aici Franța! Flashmobul, ediția a doua, Franța în mișcare! Vă mulțumim, sunteți deosebiți! Minunat! Și acum continuăm programul zilei de astăzi pe sectoarele de activitate. Rugăm profesorii responsabili de sectoare să-și ia elevii și să plece pe sector. Sectorul 1, Odobeștiul, profesorii Pănescu și Croitoru. Sectorul 2, Panciu și Vidra. Domnii profesori Chichiur și Catană. Sectorul 3, Adjudul, domnii profesori Drăghi și Tudose. Sectorul 4, Măicăneștiul, botezatul Nicu. Sectorul 5, Bugeștiul, profesorii Damian și Solomon. Sectorul de aerobic, sectorul de majorete, sectorul de orientare turistică, sectorul de badminton, sectorul de fotbal, sectorul de fotbal tenis, tenis cu piciorul, sectorul de basket, sectorul de volei, la fotbal, domnul profesor Popa Remus și Ionuț Manu, componenții echipei de fotbal CSM 2007 Focșani, care ieri au terminat cu o victorie în fața propriilor suportări 1-0 cu Bucovina Rădăuți. Felicitări, domnilor profesori, dați goluri și pe teren pentru CSM, dar dați goluri și astăzi aici, la Franța în mișcare. Vă rugăm să eliberați platoul central pentru activitățile care urmează. Vă mulțumesc, vă urez să aveți multă sănătate, succes în activitatea dumneavoastră. Mă înclin în fața voastră. Vă respect, vă admir și să dea Dumnezeu să facem activități din asta în continuare împreună.